Bună seara, oameni buni, și vă spun, bine ne revedeți la Interviews for Hope, Interviu pentru Speranță, emisiunea noastră care promovează tineri, vârstnici și oameni frumoși, să zic așa. Astăzi am invitat în studio o tânără actriță, Cristina Bruma. Cristina are forța asta de a mișca lumea pentru că zâmbește mult și are o energie pozitivă. Cristina, bine ai venit! Bine v-am găsit, bună seara! În studio. Îmi place zâmbetul tău, că ești așa jovială și când ne-am cunoscut a zis, wow, Cristina este o persoană care sigur va vorbi frumos în această emisiune. Să sperăm! Zic, Cristina, tu ești, de unde ești deloc? Sunt din Târgu Mureș. Și acum ești actriță, dar încă ești la școală, faci master, da, nu? Da, sunt în primul an de masterat, deci mai am puțină școală. Și de ce ai făcut tu actriță? Unde ai făcut școala? Aici în Mureș? Da, am făcut aici în Mureș la Unirea, dar povestea mea cu teatru începe de mult. Eram, cred că, în școala generală, când am avut primele mele gânduri despre teatru. Aveam 14 ani, era în perioada în care începuse să explodeze social media și știu că în perioada aia, cred că era la modă, cum e și în prezentă, Instagram-ul. Da, Insta. Și începeau deja standardele de frumusețe, fetele de vârsta mea erau foarte frustrate că nu arată într-un fel și normal că și eu începusem să devin puțin complexată de corpul meu, de ce gândesc, de ce sunt eu ca om. Și în perioada aceea, pentru că am dezvoltat un soi de anxietate, am început să mă duc foarte mult la psiholog și acolo, în cadrul ședințelor pe care le făceam cu psihologa, mi-a făcut și un test de carieră și a spus că parcă mi s-ar potrivi zona de arte, în speț artele performative. Și de ce n-aș încerca ceva pe teatru? Da, și din momentul ăla m-am gândit puțin că ar fi bine când ajung în liceu, dacă am ocazia să intru într-o trupă de teatru, ceea ce s-a și întâmplat. Când am intrat în clasa noua, am intrat într-o trupă de amatori la Teatru Național. Era o trupă care se numea Guga Junior. Uh-huh. Și acolo am început primele mele experiențe cu teatrul. Deci tu ai fost la psiholog la câți ani? La 14 ani. Și care a fost experiența? Lumea, în România lumea se uită ciudat când spui că ai fost la psiholog. Ce ai făcut la psiholog? Ce s-a mai spus psihologa? Era omul în fața căruia puteam să mă deschid foarte bine. Dar deși te ajută? Mă ajută, da. Și în prezent, de multe ori când simt că am sufletul puțin împovărat sau mi-e foarte greu să mă destăinui cu cuiva, încerc să mă duc la psiholog sau să mă duc la ședințe de terapie, pentru că, în general, țin foarte mult la sănătatea mentală. Păi, important, pentru că lumea chiar vrea să înțeleagă și vrea să audă, pentru că poate sunt unii copii care nu merg la psiholog sau părinți care au așa o un fel de reținere să-și trimită copiii la psiholog. Deci ajută? Da, din punctul meu de vedere ajută foarte mult, mai ales că în perioada în care aveam eu probleme, era 2013-2014, încă social media nu era chiar atât de puternic și nu influența atât de mult tinerii, cum mi se pare că e în prezent. În perioada aceea nu exista TikTok. Exact. Era o perioadă puțin mai liniștită pentru adolescenți. Acum mi se pare din ce în ce mai dificil pentru tineri să gestioneze genul ăsta de emoții și de complexe. Adică îți dă o stare de nervozitate sau care e povestea cu... Adică în ce sens să gestioneze mai greu? Inevitabil, în momentul în care deschidem telefonul și intrăm pe TikTok sau pe Instagram sau și pe Facebook, ne comparăm inevitabil cu toți influencerii pe care îi vedem, care de multe ori ar trebui să știm foarte bine că ceea ce e pe internet nu e viața adevărată, de fapt, nu e realitatea. Este o realitate paralelă construită astfel încât lucrurile se pară mult mai bune decât sunt în realitate. Exact, fiecare își arată numai partea frumoasă acolo, da. Nu? Da. Dar, deci, tu exact ce ai avut? De ce te-ai dus la psiholog? Care a fost disfuncția, să zic așa, în ghilimele ta? Faptul că începusem să văd foarte multe fete frumoase, foarte multe fete talentate, care... Păi și e rău în asta. E foarte bine, doar că de multe ori ceea ce vedem pe internet nu este ceea ce se întâmplă în realitate. Oamenii au probleme, au lucruri care le foarte greu să le exteriorizeze, au și ei dificultățile lor de a trăi. Și la tine cum se manifesta? Tremurai? Vei stări de anxietate? Ce se întâmpla? Îmi era foarte greu să comunic cu oamenii din jur, pentru că inevitabil mă comparam cu oricine întâlneam în speță cu fetele în perioada aceea. Și în timp am învățat că, de fapt, tuturor ne e greu. Toți trecem normal prin multe chestii dificile și, până la urmă, lucrurile astea dificile ar trebui să ne ducă împreună, nu să ne
despart de tare cum mi se pare că se întâmplă în prezent. Exact, speranță, nu? Da. Dar spune, mi-ai spus că psihologa ți-a făcut un test de carieră, există așa ceva? Există, ce da. Ce e la test de carieră? Poate trebuie să-mi fac și eu unul. Bifezi frumos cam ce abilități ai, ce te interesează, nu, serios. Spre ce ai deschidere, da, serios. Și la final, de obicei, ți se recomandă un domeniu de activitate unde te potrivi foarte bine și dacă este un test ceva mai elaborat, ți se recomandă și care ar fi zona pe care chiar ar trebui să mergi mai departe. Deci, oameni buni, faceți test de carieră, chiar dacă aveți 50 de ani, pentru că vă ajută în viață. Da. Și Cristina, spune-mi, de ce ai terminat la Unirea și după aia a început facultatea de teatru? Da. În Mureș. Da. Și cum a fost primul an? Ce te-a atras cel mai mult în primul an? Drama, comedia? Ce ai făcut exact în primul an? În primul an a fost foarte confuză. Aș începe în primul rând de la asta, că am fost foarte confuză pentru că venisem cu niște idei despre ce înseamnă teatru cât eram în liceu și când am venit în facultate și am văzut că de fapt trebuie să muncesc exagerat de mult, exagerat, extraordinar de mult și nevoie de foarte multă anduranță și de foarte multă răbdare, mi-am dat seama că poate e mai dificil teatru decât mi-am imaginat, de asta nu mă opri niciodată din a face lucrul ăsta pentru că îmi place până la urmă foarte mult. Deci greu ce era? Să înveți rolurile, să intri în personaje, comunicarea cu profesorii? Pentru că sunt mulți tineri care vor să dea la teatru și da. E o meserie grea, plus de asta sunt foarte mulți actori. Trăiești din teatru în ziua de azi. Cred că poți trăi, dar cred că ce e cel mai greu și asta recomand tuturor care vor să meargă până la urmă să facă actoria, ce mi se pare cel mai dificil și care e lucrul cel mai complicat, de fapt, când începe meseria asta, e capacitatea de a o lua întotdeauna de la zero, pentru că în momentul în care s-a încheiat un spectacol sau un proiect și urmează altul, trebuie frumos să ștergem cu buretele tot ce a fost înainte, să o luăm de la zero, pentru că e total altă experiență. Poți ca să ieși ușor din, zic, din personaj? Cam am auzit și eu povești cu actorii care se luptă pentru a ieși dintr-un personaj. Adică e o luptă ca un fel de... Ai nevoie chiar de un psihiatru toată să ieși din personajul... Cred că depinde foarte mult de la actor la actor și ce metodă vrea să abordeze. Din punctul meu de vedere, eu nu sunt adepta personajelor în mod deosebit. Eu când joc și când încerc să-mi creez acest personaj despre care discutăm totdeauna în teatru, de fapt, cred că sunt eu. Asta e lucru care mă ajută cel mai mult, faptul că încerc... Haideți să dăm un exemplu concret. Să spunem personajul Julieta. Personajul Julieta, da. De fapt, reprezintă doar un text scris în pagină. Okay. Julieta are nevoie de mine, actriță, de vocea mea, de corpul meu. Să se exprime. Exact. Și atunci cred că personajul cumva este întâlnirea dintre mine și acest text de pe foaie, de fapt. Așa îmi creez eu personajele și atunci mi-e foarte ușor să ies din ele, pentru că, de fapt, nu există nicio intrare spectaculoasă acolo. Sunt doar eu pus într-o anumită situație. Foarte frumos, da, îmi place. Și eu am făcut actorie, dar cursul, n-am făcut o facultate. În America și în Canada, ți-am povestit, da? Yeah. Și îmi place și mie foarte mult. Plăcea mult Laurence Olivier, mare actor, Peter O'Toole, Richard Burton, mari actori englezi. Și spune-mă, Cristina, metodele clasice de teatru și metodele noi de a învăța, care sunt? Explică-ne un pic. Eu am încercat în cei 4 ani de experiență pe care am până acum să îmi creez propria metodă. Și ce înseamnă propria mea metodă? Înseamnă să fiu foarte prezentă în momentul în care lucrez, să fiu atentă la tot ce e în jurul meu, să fiu atentă la parteneri. Și de fapt, eu cred că magia teatrului se naște aici acum, că momentul ăsta nu se mai repetă niciodată. În momentul în care s-a încheiat spectacolul, a murit acest moment până la urmă și se naște a doua zi sau când va fi următoarea reprezentație. Exact. Și eu cred că magia teatrului se produce în momentul în care intrăm în scenă, știm că am repetat luni de zile la acel spectacol, n-are ce să meargă prost, pentru că doar am petrecut atâta timp lucrând acolo și apare neprevăzut în momentul în care intrăm pe scenă. Poate colegul nu se pune unde se pune de obicei, poate cade, Doamne ferește, o ștangă în cap, se poate întâmpla orice. Și momentul acela mi se pare că apare magia, când trebuie să găsești o soluție aici, acum. Foarte fain, da, așa și e, trebuie să fii bun, să improvizezi. Da. Amintesc povești de mari actori care spuneau de chestii neprevăzute pe scenă și cum... ieși toată povestea asta să nu se prindă publicul, nu? Da. Poți să plângi la comandă, de exemplu? Eu nu cred neapărat că un actor trebuie să plângă la comandă. Cred că dacă ești foarte implicat în ceea ce faci și, din nou, cum a spus, ești foarte prezent
și crezi cu tărie în ceea ce faci, dacă lacrima vrea să curgă, de ce curge. Nu? Da. Monologul ai învățat? Da, normal. Dacă ne spui un monolog la sfârșitul emisiunii. Dar o să mă gândesc. Chiar serios, că chiar ar fi fain. Un scurt, așa. Îmi amintesc că Lons, din Cei doi tineri din Verona, îmi amintesc că l-am jucat în Canada. Era tânărul cu cățelul, când vorbea cu cățelul, în sfârșit. Foarte, foarte tare Shakespeare. Dar spune-mi, cum văd tinerii meseria asta de actor? Toți vor să fie actori, deci, mai ales fetele, toate vor să fie actrițe. N-am cunoscut fata aproape copilă de 10, 11, 12, 13 ani care nu vrea să fie actriță. Da, ce sfat le-ai da? Cred că vor foarte multe tinere și tineri să fie actori, pentru că, într-adevăr, pare o meserie foarte fascinantă și foarte tentantă să fii mereu în lumina reflectoarelor, să ai foarte multă expunere și, cred, mai ales când ești copil și ești încă naiv și nu știi în ce constă meseria asta, că îți dorești foarte mult să o faci, dar... Din punctul meu de vedere, e o meserie cu și despre oameni. Deci, cel mai important element din teatru sunt oamenii care vin până la urmă la spectacol. Și dacă meseria asta nu o facem pentru ei și o facem doar pentru noi, nu știu dacă am apucat neapărat pe drumul cel mai bun. Exact. Și teatru nou, teatru modern, să zic așa, să zic un happening, cum ți se pare povestea asta de happening, de teatru modern, de interacțiune cu publicul? Mie îmi place foarte mult în ziua de astăzi că se experimentează foarte mult și încercăm să rupem bariera asta atât de rece dintre noi și spectatori și încercăm să aducem mult mai aproape de noi, să le oferim o experiență în care să se regăsească mult mai mult decât poate se întâmpla mai de mult în teatru. Nu știu dacă încă în România se experimentează atât de mult cât ar trebui, dar asta rămâne de văzut. Oricum, mie mi se pare că facem pași mici, mici, într-o direcție destul de bună ziua de astăzi cu teatrul. Cred că devine mult mai intim și mai personal. Devine mult mai personală experiența teatrală decât era înainte. Așa zici? Eu așa cred. Interesant, pentru că publicul din România e un pic diferit decât cel de afară. Mai amintesc că în America, eu am făcut stand-up comedy. Normal, la un nivel de crâșmă, să zic așa. Foarte ușor să lucrezi cu publicul din Canada sau Statele Unite. Sunt foarte dezinvolți. Dacă îi spui unuia din sală, hai pe scenă, cinci sar. În România, dacă îi spui cuiva, vreau un om pe scenă, toți s-au speriat. E adevărat sau nu? Nu știu ce să spun. Chiar recent a fost la foarte multe spectacole. Chiar am jucat recent și eu într-unul în care se avea loc această interacțiune directă cu publicul și chiar m-a bucurat foarte mult. Da, foarte deschiși oamenii. Chiar m-a bucurat foarte mult să văd oameni în public care, fără să stea pe gânduri, interacționau cu actorii. Tineri sau mai în vârstă? Mai în vârstă, culmea. Asta serios? Da, asta mi-a plăcut foarte mult. Să deschid românii, nu? Eu spun că da, cred că ar fi și momentul. Profesorii cum sunt de la școala de actorie din Târgu Mureș? Profesorii sunt foarte de treabă. Adică, da. Fiecare e diferit în felul lui și fiecare prinde personalitate și fiecare vine cu totul și cu totul altă energie și de la fiecare ai ce să înveți. Poți să vezi și meserie propriu-zis, dar poți să vezi foarte multe și din experiențele lor de viață. Trebuie să zici lucruri faine despre profesori, nu? Că vorba aia, să uită la tine și zic, vai, Cristina, uite ce ne-a făcut, nu? Oricum sunt niște oameni foarte, normal, foarte de treabă. I-am avut pe câțiva invitați, oameni foarte faini. Da. Și mie îmi place mult partea asta de performing arts, să zic așa. Și spune-mi, care-i visul tău, să zic, acum pe partea asta, când vei termina masteratul? Vei juca în toată țara, vrei să joci în film, vrei să joci în comedii, în drame. Momentan îmi e foarte greu să spun ce sper să se întâmple după masterat. Mai e aproape un an și jumătate și îmi dau seama câte lucruri se pot schimba în timpul ăsta. Și încerc să mă bucur de fiecare experiență care mi se oferă în prezent și să nu mă gândesc foarte mult la ceea ce urmează, ci să mă bucur de moment și de lucrurile și oamenii pe care îi cunosc în momentul ăsta. Pentru că nu se știe din fiecare experiență pe care o trăiesc ce va fi în viitor. Încerc să mă bucur de prezent. Fain, frumos. Ce actriță preferată ai? Teatru sau film? Să zicem de film prima dată și după aia de teatru.
În general, nu-mi place să aleg oameni, obiecte, lucruri preferate. Cred că Da, fiecare lucru trebuie mă... să ai, să zic, o actriță sau un actor preferat. Știu, nu știu. Mă gândesc. Se modifică de fiecare dată preferințele mele. De asta mi-e foarte greu să spun acum de cineva care îmi place în mod deosebit. Poate Cate Blanchett îmi vine să spun acum. Cate Blanchett, dar... da, e da, fain. Da, deci se modifică în mod constant. Ea a jucat parcă în... în The Curious Case of Benjamin Button, da, nu? Da, da. Foarte tare filmul, filmat în New Orleans. Foarte fain, nu? Da. Spune-mi, Cristina, teatru. Cum te ajută să devii o persoană mai bună? E un loc unde pot să-mi pun foarte multe întrebări, pentru că am impresia că trăim într-o lume cu foarte multe certitudini, în care oamenilor le foarte ușor să spună ce e bine, ce e rău, ce e frumos, ce e urât. Și teatrul e un loc unde eu pot să-mi pun foarte multe întrebări și cred că asta îmi și place cel mai mult la teatru, că intru într-un continuu dialog cu oameni despre viață până la urmă. Și e spațiu unde pot să mă caut cel mai bine pe mine. Și normal că orice căutare mă face să devin la sfârșitul zilei poate nu neapărat un om mai bun, dar o versiune mai bună decât am fost ieri a mea. Foarte fain. Păi îmi place, Cristina, că ai așa un vibe, o vibrație bună. Da. Spune-mi, cum te poate ajuta teatrul pe partea asta de empatie, inteligență emoțională? E la mod acum, toți vorbesc de empatie și inteligență emoțională. Cred că pentru a face meseria asta e nevoie de puțină inteligență emoțională. Să te pui în papucii altuia. Da, adică trebuie să fii destul de sensibil la emoțiile celorlalți și să simți foarte bine cum energia ta îl modifică pe celălalt sau interacțiunea ta cu celălalt, ce impact are în celălalt om sau omul acela, cât de mult influențează viața ta. E un subiect foarte interesant acesta cu inteligența emoțională și eu încă încerc cât de mult pot să-mi îmbunătățesc, deși, într-adevăr, trăim într-o lume destul de complicată și haotică, așa că de multe ori e dificil să mă mențin pe linia de plutire și uneori mă lasă pradă unor sentimente nu foarte pozitive, cum ar fi stresul, pentru că e normal. Și încerc fiecare zi să dezvolt inteligența emoțională, dar e nevoie de multă empatie pentru a face meseria asta. Hai după pauză să continuăm povestea noastră despre lumea teatrului. După pauză.